Producătorii agricole micro, mici și mijlocii vor putea accesa mai ușor sursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cel puțin asta promite guvernul de la Chișinău. La ședința din 24 noiembrie, miniștrii au aprobat un proiect de modificare a legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Documentul prevede ajustarea politicii de subvenționare la necesitățile economiei naționale și a populației, modificarea noțiunilor de producători agricoli mici, mijlocii și mari. La fel se propune completarea legii cu noțiunea de producător agricol micro, care deține un drept de proprietate sau posesie și folosință până la 2 hectare de teren agricol arabil și sau până la 1 hectar de teren ocupat de culturi perene în rod, ori 1 hectar de legume în câmp deschis, ori 0,1 hectar de legume în teren protejat, ori până la 40 de capete de bovine sau 50 de capete de porcine, ovine, caprine și în orice caz nu depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea micro prin legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.